Bună ziua! Salutare! Băi, nu, e super lent. Bună ziua! Salutare, dragi prieteni! Ani bani rechi faci, turba urba sunt ibrachi. Auzi bă, auzi casmata, auzi bax. Voi va trebui să gătiți acolo la acel banc de lucru. Adică un fel de cover. Un fel de telefonul fără fir. Dintre actorii pe care ați întâlnit în seara asta, care vi s-a părut cel mai bun? Florin Dumitrescu. Da. Cu icre negre ce facem mimoza? Adică un colțunaș. Mamă, da. Păi, nu, nu-mi place, deci mă simt foarte străin în glumele astea culinare. Ce e mimoza? O salată. O salată? Mimoza e un fel de crocomeduză cu strudel de paparudă. Irina, ce preferi, căței sau pisici? Căței. Dureros. E ok. Am trecut și peste mai grave. Dumneavoastră știți să cântați? Dar dumneavoastră știți să gătiți? Eu, să zicem că da. Bărbații mei nu s-au plâns. Bărbații mei, adică fratele meu okay. Și tatăl meu. Ok. Prietenii mei se plâng de mine când cânt. Irina, tu la dușmani te-ai dus, vină și mă ajută! La dușmani te-ai dus! Mulțumesc de șapă! Irina mi-a adus aminte de copilărie când cântam la spray. La spray? Da, cântam la spray, mă uitam în oglindă și cântam la spray și țineam spray așa la gură și cântam. You got the spray, just the spray, da. Just to make și it today. Și acum cântă la chili. Da, acum cântăm la chili. Oameni buni, dar voi de unde ați învățat să gătiți? Mama. Mama. Nu aceeași mama. Da. Care a fost prima mâncare pe care ai făcut-o? Eu gătesc foarte des, nu mai țin minte. Zeamă am făcut prima oară. Supă de pui în care se pune ceva cu lămâie sau borș? Da, exact. Fiacră. Se mănâncă după băutură, de ce? Când ai băut noaptea, a doua zi. Sau pur și simplu când ți-e foame. Da. Dar de ce avem doi moldoveni invitați și vorbim despre băutură? Dar nu despre asta e vorba, că eu găteam la 7 ani, nu aveam idee despre asta. Mă gândeam, mi se pare că la 7 ani? Da. Wow. La 7 ani? Da. Și eu am 29 și până acum nu m-am învățat să fac zeamă. Care e mâncarea ta preferată? Hrișca. Eu totuși rămân pe hrișca. Nu înțeleg de ce nu e popular aici. De ce este ignorată? De ce ignorați hrișca? Da. Așadar, o pune aici alături. Stai, că nu o simt destul de fierbinte. E bine asta. Da, pentru că dacă ar fi foarte fierbinte, te-ar frige. Trebuie să frig un pic. Fără suferință nu există artă. Ce mâncați când sunteți în turneu? Uai, n-ai vrea să știi. Ba, eu da, eu să nu știi. Mănânc junk food, eu nu mănânc din benzinărie, eu nu mănânc benzinăriile sandwich-uri. Eu sunt regele benzinăriilor. Mama mia! Stai așa că am uitat să spun. Sunt convins că... Acum, gata, așa. Wow! Ce? Nu face asta acum, nu străda partenera. Eu nu o trădez, eu sunt de partea asta încă. Bine. Încă? Irina? Da. Care este lucru care îți place cel mai mult la Dennis? Nasul. Mai devreme vorbeam de nasul lui. Puteți să nu tăiați, lasă toată lumea să vadă ce nas frumos am. Așadar! Hai, 3, 2, 1 și... Ce-mi place cel mai mult la Irina? Doamnelor și domnilor, dacă e despre Irina Rimeș, atunci este despre frumos. Vreau să știu cum îi spui cuiva, ești varză. În moldovenești. Ești capusniac.